Israelul începe ofensiva la scară largă în fâșia Gaza, într-un mesaj care seamănă cu faimosul discurs al lui Winston Churchill, șeful comandamentului sud al armatei israeliene, anunță că vor lupta, citez, pe alei, în tuneluri și acolo unde va fi nevoie și că nu poate exista niciun rezultat în afară de victorie, am încheiat citatul. Succesele armatei nu sunt văzute peste tot cu ochi buni, însă un oficial al Națiunilor Unite pentru drepturile omului a demisionat din cauza a ceea ce a numit un genocid în Gaza, pe care ONU nu a reușit să-l oprească, potrivit CNN. Iar guvernul Boliviei a anunțat că rupe legăturile diplomatice cu Israelul în semn de protest față de acțiunile din Gaza. נילחם היכן שצריך ונקה את האויב.